Așa încât pornim la treabă, să vedem câteva chestii, așa că s-a noua, deci crema pentru acasă. Un fel de recapitulare pentru teză, va fi la noua. Așa, din... Hai din 6 a 12. 6 a 12. Hai, Miru, să... E așa structurat, așa... Hai, te rog. Să lucrăm câteva chestii. Determinați partea întreaga a numelor. Recapitulare. BDN egal cu 1 supra 1 la 2. Deci V? BDN. B de N, așa? Da, egal cu 1 supra 1 la 2 plus 1 supra 2 la 2 plus puncte, puncte, puncte plus 1 supra N la 2. 1 supra? N la 2. Așa, B de N, cum o spui, domnul profesor, uite. A de N sau A indicieră, să zic așa. Șirul B indicieră, așa. Se dă șirul B N egal cu 1 supra 1 pătrat, 1 supra 2 pătrat plus 1 supra N pătrat. Să vedem partea întreagă. Aici, deci ne interesează partea întreagă a lui de indicie. Egal cu 5. Dacă știți, ziceți voi. Dacă aveți o idee, dacă nu, să încercăm. Cumva. Păi 1 la 2, plus 2 la 2, plus... Toate să nu mai vizite pe toată. Poate să aducă de subiecimii, de cele. Da, da. Să contribuie un, să facă un întreg. Trebuie să vedem dacă e strict mai mic decât facem suma. Facem inducție sau cum? În inducție... Da, nu se poate. Nu știu dacă reușim. Dar știu ce se poate. Nu, că voi nu făceați inducție, că făceați partea întreagă, așa că... Avem o sumă cunoscută cu 1 la 2, pe 2 la 2, plus N la 2. Da, dar la numitor acolo. Da. La, știam suma în sine cât este. Dar suma asta... oricum e mai mare ca 1. E ceva la 1 și ceva. Și adună, tot adunăm în continuare. Da. Ia să vedem. Suma asta este egal cu 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus puncte, puncte plus 1 supra N pe lângă N plus 1. Ce știți despre așa? Facem 2 minus 1 supra 1 ori 2 plus 3 minus 2 supra 2 ori 3 plus 4 minus 3 supra 3 ori 4 așa, și care face în final? 1 minus 1 supra N plus 1. N plus 1. Nu? Că da. Rămâne primul și ultimul, ne amintim asta. Și dacă după acea ajutor face N plus 1 minus 1, face N supra N plus 1. Da. Deci toată suma asta e N supra N plus 1, care e mai mică decât 1. Fracția asta e sub unitate. Da. Da? Deci 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus și mai departe e mai mic decât 1. Acum, dacă aș putea să fac o legătură între bucata asta și asta de aici, aș fi foarte fericit. Deci mă gândesc să iau pe 1 supra 1 ori 2 în comparație cu 1 supra 2 la 2. E mai mic sau mai mare? 1 supra 1 ori 2. E mai mare decât... E mai mare decât 1 pe 4. Adică aș scrie invers pe aici. 0,5. 1 supra 2 la a doua e mai mic decât 1 ori 2. 1 supra 3 la a doua e mai mic decât 2 la 3. 1 supra 2 ori 3. 2 ori 3, am vrut să spun. 1 supra 2 ori 3. E corect, da? Da. Și mai departe. 1 supra N la a doua e mai mic decât 1 supra N minus 1, ca să păstrez legătura. 1 N minus 1 ori N. Ori N.
Dragă, ești la adun. Și atunci unul pe 2 la a doua, plus 1 pe 3 la a doua, plus puncte, puncte, 1 pe n la a doua, e mai mic decât 1 supra. Nu e chiar n supra e plus 1, este n minus 1 pe n. Dar m-am oprit aici. Aici era n pe n plus 1, n minus 1 pe n. Suma asta deci, da? Suma asta toată aici, sumând este n supra n minus 1. Și dacă cel mult îi mai adun 1, asta e mai mică decât 1. Plus 1 acum. Da? Deci 1 pe 2 pătrat, 1 pe 3 pătrat, 1 pe 2 pătrat, e mai mic decât 1. Iată un rezultat foarte interesant, care merge să-l scrie aici. Deci 1 pe 2 pătrat, plus 1 pe 3 pătrat, plus puncte, punct și mai departe, plus 1 pe n pătrat, e mai mic decât 1. Da. Adunăm 1, ca să fie... Adunăm 1, ca să o construim acolo. Și o să fie mai mic decât 2. Așa. Deci poate întreabă 1. Așa înseamnă că asta e cuprins între 1 și 2. O să-mi permit. Da. Adun, aici era 0. Și adunat 1, 1. Și dacă mai punem 1, 1 acolo, 1 plus 1. Nu, nu. Uite, uite, da. Așa pot să spun. E 0. E mai mic decât, și mai mic decât 1. M-a fost da, mai. Da. Adică între 0 și 1. Așa. Așa adăugăm 1, nu? Adăugăm 1, nu, da. Ai plus 1. Ar fi că 1 e mai mic decât 1 pe 2 pătrat, plus 1 pe 3 pătrat, plus puncte, puncte și mai departe, plus 1 pe n pătrat, mai mic decât 2. Păi nu mai trebuie să adăugăm 1. Așa e 1, 1 plus, aia e de dreptate. Ca să fie suma toată. Așa. Deci e sub BN-ul acela, e cuprins între... Exact. Deci BN-ul e cuprins între 1 și respectiv 2. Și atunci partea întreagă lui BN este egal cu 1. Nu mi-am scris că se coa n-1. Eu mi-am scris? Am. Suma de înainte, știi că care am scris-o, dar e n plus 1. Dar aici eu m-am oprit la termenul din față. 1 pe n minus 1 ori n. Deci e n minus 1 fra n plus 1 minus 1. Mi-am scris 1 acolo. Deci, atenție. Dacă ne-am oprit la n pe lângă n plus 1, ești de acord că este... Primul minus ultimul, adus la aceeași viitor și este n supra n plus 1. Uh-huh. Dar dacă eu calculez suma asta, nu până la 1 pe n pe lângă n plus 1, ca să fie ăsta pe ăsta, ci suma numai până aici. 1 supra n minus 1 ori n. 1 supra n. Și cât face asta? Face n minus 1 supra n. Adică raportul este 2. Ăsta de aici. Supra asta. Da, dar e clar că dacă nu au văzut asta, înseamnă că nu știi cum. Nu știi suma asta? Să faci un sumă atunci. Hai să ne amintim suma asta, ca la un bon de lucru. Lasă-mi Miruna să-i aduc aminte repede. Da, adică pe unul îl zicem ca fiind 2 minus 1. Pe unul ori 2. Sau unul ori 2. Este bine uitor și unul e primul minus ultimul. Și suma calculată așa îmi dă. Deci am constatat că suma asta face pe ăsta pe ăsta. Da. Și dacă faci, în cazul meu, e minus 1 pe el. E bine, fie că eu am comparat-o cu în suma, ce fost mai devreme, că 1 pe el minus 1 cu el era comparat acolo, atunci am zis că fata asta de aici e mai mică decât 1, fiind de fiecare dată o fracție subunitară. Și între 0 și 1 am adunat 1, n-am nimeni și nu știu așa. Deci, care a fost miezul problemei aici? De ce nu pornea? Care a fost momentul important? Că nu ne-a fi dus minte, a fost comparăm doar. Asta e. Dar cam ne-ar fi dus la B, asta era 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus puncte, puncte, plus... Partea întreagă? Da. A fost făcut invers. Trebuia invers făcut. Deci primul punct să fi fost ăsta. 1 supra 1 ori 2. Deci 1 supra 1 ori 2. Deci, dacă notăm cu aie în asta, 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3, plus și mai departe plus puncte, puncte, 1 supra... Supra cât, Miru? N pe n plus 1. N pe lângă n plus 1. Plus 1, tu așa e, cu n supra n plus 1. Așa e dat acolo, da. Așa. Suma asta se calculează, știm bine cum, și face n supra n plus 1. În clipa în care o aveam pe asta și îmi cerea partea întreagă eventual... Da. Păi da. Da? Deci în cele partea întreagă aici, asta e tot, e mai mic ca 1.
E ușor să constatăm că șirul la IM e cuprins între 0 și 1. Și atunci partea întreaga lui IM este egal cu 0. Și mai fi. Dacă autorul dădea așa, mă sprijinea foarte mult în demersul meu. Dar el mi-a dat o văd invers. Odată, o fi? Deci dacă nu dădea pe asta deloc. Întâi o dată pe asta. Întâi o dată pe asta. Așa pe asta o dată? Da, da. Păi de asta era asta, IM și aia de IM. Păi de asta am știut o să fac, de asta am... Și de asta nu mi-ai spus, mă lăsa pe tine și mă văd, vezi dacă mă pot descurca. Eu neștiind punctul A, a trebuit să fac efort. Deci dacă mi s-ar fi dat mai punctul acela cu 1 pe pătrate, trebuia să faci ce am văzut eu acum, efortul ăla. Asta de a mă... De ca de asta, neștiind... Păi, de ce? Cum v-am zis că legați de asta și nu de alta? Păi pentru că 1 pe 2 știu că e mai mare decât 1 pe 4. O secundă. Este corect întrebarea. Cum de m-am dus eu așa? Venind de afară, gata, m-am dus pe ea. Pentru că eu am zis așa. Bă, BN-ul ăsta trebuie să-l cuprind între două numere. Eu am sesizat că bucata asta e problemă. Că asta 1 e constantă și nu mai e frământă. De aici încolo. Și m-am gândit asta dacă... Voi putea să-i arăt că e mai mică decât 1. Decât 1. Fericit. Voi fi fericit. Îmi place foarte tare ideea. Dar mi-am amintit, mi-am amintit suma asta care e calculată, facem supra plus 1 și fac și fracție subunitară. Ne spun faptul că nu mi-a spus-o voi, eu am avut-o, am citit-o din, să spunem, din memorie și zic că cu ea trebuie să mă amintesc eu. Și ați văzut că ați început, am zis așa, oare 1 pe 2 pătrat față de, am zis mai mic decât 1 supra 2 ori 3. Cred că am spus mai mare. Ai zis 1 ori 2. 1 ori 2, da? Da, da. 1 ori 2. Adică o pătrime mai mic decât o doime, e adevărat. Dar eu am pus invers. Ați spus invers, când ați scris, da. Da? Pentru ce am pus invers. Și până mi-am dat seama, zic, da, hai stai bun. 1 pe 2 pătrat mai mic decât 1 pe 2. 1 pe 3 pătrat. Adică următoarea fracție de la BN cu fracție de la IN. 1 supra 2 ori 3. De fapt, poanta se ascunde aici. Hai că prin 3 poți să simplifici. Nu? Și ar fi că 1 pe 3, asta era, 1 pe 3 mai mic decât 1 pe 2. Lucru clar. Adevărat. Da? Și atunci se mulțește aici cu 1 pe 3, ca să mă duc pe 1 pe 3 pătrat. Și apare că 1 pe 3 pătrat e mai mic decât 1 pe 2 ori 3. Mie îmi trebuia partea asta din dreapta să fie mai mică decât o constantă. Nu știam eu cât va fi 1. Dar am ghicit-o că va fi 1 pentru că deja știam eu că face suma asta n pe n plus 1. Și va fi mai mică decât 1. Și atunci, toată partea asta din stânga, adică ceea ce mi se cere mie în sumă, e mai mică decât 1. Fiindcă ăsta din dreapta, șirul ăsta din dreapta, este marginit de cine? De constanta 1. Și atunci cu atât mai mult asta. Asta e mai mică toată construcția asta decât cea din dreapta. Deci, ordinea așa trebuie și cum eu mă gândeam, zic că o dat punctul B asta. Și a fost o prostie. Dar tu, voi acum ați venit și mi-a spus, întâi a fost dată suma asta, și altă, alta partea întreagă, și pe urmă cealaltă. Și ai avea ți-a aflat că e mai mică decât unul. Sigur că da. Deja. Deci te-a sprijinit pe tine în rezolvare. Dar cine, de ce n-ați spus de voi, având-o pe asta? De asta știam că știu să o fac și m-am dus la, nu știu, că nu mi-am dat seama că scoi, dar m-am dus la D și D nu a ieșit. Da. De regulă, știți, din experiența care o vezi, punctul A sprijin punctul B. Deci autorul când îl dă într-o ordine ca să-l folosim de ce am făcut mai înainte. Dar toată chestia, hai să vedem așa, Miruna. 2 e mai mic decât 3. Atunci 1 pe 2 e mai mare decât 1 pe 3, da? Și, îndată, îl citim 1 pe 3 e mai mic decât 1 pe 2 și mulțesc aici cu 1 pe 3 ca să fac pătratul, că mi-e întrebi de acum construcția din dreapta. Și zic 1 pe 3 pătrat e mai mic decât 1 pe 2 ori 3. Și de acum te duci spre ieșițiul tău. Te duci că ai pus 1 pe 2 ori 3. Da, 1 pe 2 ori 3 am avut la punctul A. Așa, te duci de acum, gata, am șansă. 1 pe 4 la a doua va fi mai mic decât 1 pe 3 ori 4. Și așa mai departe. Deci construcția lucrează. 1 pe 2 la a doua va fi mai mic decât 1 pe 1 ori 2.
unul spre unul ori doi. Și gata, ți se, cum să spun, vine spre tine inegalitatea de, pe care știi să o faci din dreapta. De așa ai făcut-o. Cum continuăm aia? Asta deja. Așa, puncte, puncte. Unul pe... E împătrat. E împătrat. E mai mic decât unul supra. Unul pe lângă minus 1. Unul supra e pe lângă minus 1 sau e minus 1? Pe lângă el. Și trag liniște, sumez. Și le apun întâi pe cele din partea stângă, partea, partea de stânga. Adică ce-mi face aici? 1 supra 2 la 2. 2 la 2. Plus 1 supra 3 la 2. Plus puncte, puncte, plus 1 pe el la pătrat. E mai mică, zic, mai mică, sigur, dar de faptul că toate sunt mai mici, dacă una era mai mică și cealaltă egală, e tot mai mic. Deci dintre inegalitățile acestea, dacă una se păstrează și cealaltă sunt egale, nu, să nu fie una mai mare. Mai mare. Atunci stăteam tot jocul. Dar aici fac mai mult. Și asta e 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus puncte și mai departe, plus puncte 1 supra n minus 1 ori n. Și asta este suma asta calculată la partea asta dreaptă, știi dreapta, tu că ai făcut-o mai înainte. E făcută la punctul ăla. Este lângă minus 1 pe lângă. Deci mai mică ca lângă. Mai mică ca lângă. Și asta e mai mică ca lângă. Acum am să la minus 1 pe lângă, deci de la aia. Da. Nu de la. Un pic, e sigur. Deci, de la asta pe care știm să o calculăm, este cu un termen mai puțin. Ah. Da? Cu termenul mai în față. Ori dacă mă oprem aici și primea 3 pe 2. Da? Dacă mă duc la cealaltă, 4 pe 3. Suma, da? Da. Și, deci este... O putem desface toată povestea, ce care știm noi, dar nu are rost să mai muncim. Și important că toate, tot ce calculez aici sume, dacă mă opresc ca 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3, tot mai mic ca 1 este. Că tot adaug și nu reușesc să-l completez pe 1. Poți să adaug până la infinit. Nu completez pe unul. Cât ar fi n de mare. Deci se adaug 0,000. 0,000 și se construiește acolo un număr mare, da? Mai mic ca 1. Da. E important că e mai mic ca 1. Și atunci, dacă e mai mic ca 1, am văzut, am abandonat ambii membri 1, ca să-mi construiesc exact și unul de da. El. Și totul amestec. Asta ne prindiți de și noaptea. Nu, e important, uite, că trebuie să înțelegem un lucru, Miruna. Acest serviciu este făcut și pentru cei care ne urmăresc. Mă interesează numai pe voi, ci și cei care urmăresc filmul să înțeleagă foarte bine. Și ori de câte ori ceva nu e clar, puneți întrebări, pentru că asta face ca să clarificăm lucrurile. Hai, Miruna. X la 2 minus X plus 1 egal cu partea întreagă X. X la a doua minus X plus 1. Egal cu partea întreaga lui X. Se rezolvăm în ecuație. Așa. X, partea întreaga din X, X minus... Deci partea întreaga lui X este egal cu X minus partea fracționară a lui X, nu? Noi știm așa, X-ul este egal cu partea sa întreagă plus partea fracționară. Știm asta, orice X real, da? Oricare ar fi X real. Și atunci, scoatem deci partea întreagă și urmează partea întreagă a lui X egal cu X minus partea sa fracționară. Deci ca să rămână partea întreagă, dau deoparte partea fracționară din X. Corect, da? Da. Și dacă locuim aici, vom avea... Deci avem și ecuația de sub x pătrat minus x plus 1 egal cu partea întreagă a lui x. Așa. Și din asta a doua, înseamnă că avem reducta x pătrat minus x plus 1 este egal cu x minus partea fracționară a lui x. Ceea ce ar însemna că x-ul dus în stânga face minus 2x, apare că x plus 1, x minus 1 la pătrat. Așa. Egal cu minus partea. Egal cu minus partea fracționară a lui X. Egal cu minus partea fracționară a lui X. Păi și știm că partea fracționară, adică o să vină cu prinsul de la 0 la 1. Totdeauna partea fracționară. Știm asta și partea fracționară a lui X. Este cuprins între 0 și 1. Poți fi de asta egal. Da.
Și cum avem pătrat, trebuie să fie 0. Pentru că... Nu, nu da, e regret. Da. Da, nu. Pentru că pătrat perfect și x e cum e natural. Da, e și 0,5, 0,5, 0,25. E număr natural x? Nu, nu zici nimic. Rezolvați în ecuație. Așa. Mai analizăm un pic, că suntem pe linii și... Sunteți bine. Mm-hmm. Analizat. Exercițiu 10. A. Adică x minus 1 la 2. Dar așa am făcut și îndată la final. Dar punctează bine, este problemă, dar vreau să fie și mai clar. Păi dacă x minus 1 la pătrat este egal cu minus x. Nu, ce spune? X minus 1 la pătrat, ce spune despre el? E pozitiv. Asta. A, da. X minus 1 totul la pătrat e mai mare egal decât 0. Întotdeauna. Noi avem că partea fracțională a lui x e cuprins între 0 și 1. Da. Înmulțim cu minusul din egalitate, că avem minus partea fracționare. Da. Sau, mai pot duce tot în stânga, în stânga ca să fie și mai evident. Așa e clar. Înmulțim da? Cu minusul. Așa, bun. Atunci, ce se întâmplă? Și avem că 0 e mai mare egal ca minus partea fracționare lui x. Mai mare ca minusul. Mai mare ca minusul. Adică minusul e mai mic ca minus x? Mai adică minusul nu e mai mic egal decât minus partea fracțională a lui x, mai mic egal decât 0. Și cum avem că... modul din x minus 1 la pătrat. X minus 1 tot la pătrat e mai mare egal decât 0 din cele două celese. Fiindcă avem egalitate și de altă parte modul din x minus 1 la pătrat minus... egal cu minus partea fracțională a lui x. Când se întâmplă egalitatea între cele două? Acolo era minus 1 mai mic. Minus 1 este strict mai mic, nu? Da, mai jos. Așa, minusul strict mai mic. Da. Așa. Și egalitatea nu, asta, fiindcă are la loc, numai da. Dacă și numai dacă, cine să se întâmple? X egal cu 2. Da, da? Deci, 1 la 2. X minus 1 la pătrat, asta se întâmplă și mai dacă, x minus 1 x minus 1 la pătrat egal cu 0 și ce înseamnă că x egal cu 1, da? Da. Bun. Acum să vedem dacă probează. Când x egal cu 1, rezultă că partea fracțională a lui x egal cu 0, nu? Da. Și deci e clar că x-ul egal cu 1 va verifica. Mă gândeam în momentul ăsta să fie dus pe minus partea fracțională în stânga. Așa ar fi avut așa. X minus 1 la pătrat adunat cu partea fracțională a lui x egal cu 0. Cred că e mai evident aici. Asta e mai mare egal ca 0. Asta e mai mare egal ca 0. Partea fracțională totdeauna e un număr pozitiv. Una e 0 și... Nu, am adus 0. Deci asta, fiindcă două numere pozitive să fie egal cu 0, asta înseamnă, dacă și mai dacă, și asta și asta să fie 0. Adică x minus 1 la pătrat facă 0 și partea fracțională a lui x facă 0. Și deci rezultă că x egal cu 1 este unica soluție. Deci le asigur că amândouă. Deci am văzut mai rapid așa, știți că la un moment dat a spus, dacă aș fi dus în stânga, poate era mai ușor vizibil. Și mai mare egal decât 0, mai mare egal decât 0, două numere mai mare egal decât 0 fac 0, numai dacă ele sunt egale cu 0 amândouă, simultan. Și x egal cu 1 și respectiv x. Da. Și. Da, da, da. Și una și alta. Mi-ai înțeles mie? Da. Bine. Da. Deci văd... Da. Vitesul. Partea întreagă din 2x minus 1 pe 3. Partea întreagă din 2x minus 1 supra 3. Egal cu partea fracțională din x. Partea fracțională a lui x. Asta înseamnă că partea fracțională din x e cuprinsă între 0 și 1. Adică e 0 e mai mic egal decât partea întreagă mai mic decât 1. Și înseamnă că partea întreagă o să fie 0. Că e... Deci, eu știu așa. Că partea întreagă aici și nu mai numere întregi am aici. Dacă sunt mai numere întregi, înseamnă 0, 1, 2, minus 1 și mai departe. Deci știi că partea fracțională a lui x e cuprins între 0 și 1. Strict mai mic. Strict mai mic. Da. Și când eu vorbesc de partea întreagă a unei expresii,
să fie egală cu partea fracțională, singurul întreg pe care îl atinge este 0. Corect. Deci singura posibilitate de egal ca întreg, aici sunt din Z numele, da? Din Z. Și ce Z să fie, ce număr întreg să fie, care să fie egal cu ăsta de aici? Când aici e numai posibilitatea lui 0, altfel sunt numele subunitare. Da? Insist și aș vrea să pun la punct următoarea chestie. Exercițiul ăsta se așează și dacă în loc de 2x-1 pe 3 pun o expresie. Deci dacă veți avea vreodată un exercițiu care se sună așa. Partea întreagă a unei expresii e 1 de x. Să fie egal cu partea fracțională a altei expresii e 2 de x. Da, expresii pot fi, o minune acolo, nu mai e frământ. Ea e parte fracționare între 0 și 1. Da. Și asta e partea întreagă, singur întreg care se poate să asigură. 2x-1 pe 3 asta, 2x-1 pe 3 să fie egal cu 0. Din egalitatea asta și după ce ai făcut mărturia, e precizat așa ceva. Da, ce scrie? Acolată din cele două, rezultă că 2x-1 sufra 3 egal cu 0. Neapărat, nu mai acum să te adică partea întreagă, deci partea întreagă al 2x-1 pe 3 să fie egal cu 0. Da, și egal cu... Partea întreagă lui. Atenție, și partea întreagă egal cu 0. 0 mai mic sau egal decât... Deci de aici rezultă că 0 mai mic egal decât 2x-1 supra 3, mai mic strict decât 1. Atenție, meu. Partea întreagă trebuie să fie 0, nu... Așa, la expresia cerea. Partea întreagă este 0. Și de aici o lucrăm. Asta înseamnă că 0 mai mic egal decât 2x-1, mai mic decât 3. Adică s-ar scrie echivalent. 0, 1 mai mic egal decât 2x, mai mic egal, mai mic strict decât 4. Împărțit la 2. Da. 1 pe 2 mai mic egal, mai mic egal decât x, mai mic 1 pe 2 mai mic egal decât x, mai mic strict decât 2. Adică de aici rezultă că x aparține intervalului 1 pe 2 de la 1 pe 2 închis până la 2 deschis. Deschis. La final zice că aparține și lui 0. Dar de unde e chestia asta? Cine? Cine aparține? X, toți întregii? Da, dar te spune doar rezolvați în R ecuațiile. Adică stop. Analizăm un pic. S-ar putea să ne fi grăbit. Adică deci, dă chestia aia și intersecta cu Z, dar de ce? De intervalul ăsta, intersectat cu Z. Z. Și dă că X egal cu 1. Da, acolo la 2 e deschis. La 2 deschis. Dar de ce X-ul trebuie să fie neapărat din Z? Că dacă X-ul nu e din Z, aha, ia uite-te, ia fiți atent acum, fete. Dacă x-ul nu e din Z, partea sa fracționară... Poate să fie diferită de 0. Deci iată de aici, aici este o treabă foarte tare, foarte tare. Vedeți, noi am punctat ceva acum aici. Deci dacă avem ecuații de tipul acestora, cu partea întreagă unei expresii, egal cu partea fracționară a altei expresii, de aici, egalitatea asta se produce dacă și numai dacă dacă partea întreagă a lui E1 de X se facă 0, partea asta întreagă se facă 0, iar E2 de X să fie un întreg. Partea fracțională. E2 de X să fie întreg, adică așa trebuie să fie. Deci E2 de X să fie egal, să aparțină lui Z. Să fie număr întreg. De ce? De ce? Hai să gândim împreună. Pentru că dacă nu... Partea fracțională e diferită de 0, nu? Așa. Deci dacă E2 de X nu e întreg,
Partea sa fracționară cât este în momentul acela? Partea fracționară, deci dacă e 2 de x, există parte decimală acolo, nu? Și nu mai poate fi egal cu partea întreagă. Da. Aici autorul a spus așa, rezolvați ecuația asta. Noi am spus, datorită faptului că partea fracționară între 0 și 1, pentru egalitate trebuie să se întâmple asta să fie egal cu 0, dar mai adăugăm aici și că x trebuie să aparțină lui z. Că dacă x-ul e din z, partea întreaga lui 0 e tot 0, partea întreaga lui 1 e tot 1, partea întreaga lui, partea fracționară lui 0 e 0, partea fracționară lui 1 e 0, partea fracționară și a lui 2 tot 0 este. Deci de x-ul trebuie să fie din z. Mai insist o dată aici. Aici este important. Să prinde că noi am scăpat din vedere chestia asta, trebuie să mărturisim. Deci egalitatea dintre o parte întreagă a unei expresii și egală cu partea fracționară a celeilalte expresii, se produce egalitatea asta numai dacă, știm că partea fracționară e de la 0 inclusiv, numai dacă asta devine 0, da? Devine 0. Uite cum am spus, devine, partea sa întreagă devine 0. Obligația asta ca să fie egalitate. Dar, în același timp, e 2 de x asta, partea asta de aici, este din z. Păi dacă e 2x minus 1 pe 3 din z și e egalitate, atunci nu, nu. Din z. Partea de dreapta trebuie să fie din z. Păi dacă am zis că 2x minus 1 pe 3 din z și este egal. Deci partea întreagă al 2x minus 1 pe 3 n-am spus că e din z. Păi asta scris sus acolo. X din z. Deci toată asta este din z și fiind egalitate, exact. Ne conduce numai că la partea întreagă egal cu 0. Deci partea întreagă a lui trebuie să fie egal cu 0. Dar pentru dreapta x-ul ăsta are libertatea să fie nu numai 0, și 1 dacă ar fi. Dacă x-ul e 1, ce se întâmplă cu partea sa fracționară? E tot 0. E tot 0. 1,00. Dacă e 2, 2,00. Dacă e 3, deci, vezi, expresia asta trebuie să fie un număr întreg. Da. Numai x-ul. Deci numai x-ul. De aceea, noi am găsit ca răspuns la egalitatea asta, că x, lucrând-o pe asta, da. Lucrând-o pe asta, ai rezultat că x aparține 1 pe 2. 1 pe 2. Închis. Închis până la 2. 2 deschis. 2 deschis. Și eram gata să o luăm ca final. Formă finală, adevăr, și no comment, pentru că am scăpat din vedere că x-ul trebuie să fie din z. Bun, și x-ul din z sau x-ul 1. Deci, singura soluție este x egal cu 1 soluție. Dar nu zicem înapoi, 1 pe 3, să parte întreagă din 1 pe 3 să fie egal cu partea fracțională al 1 pe 3. Partea fracțională a lui x egal cu 1, nu? Da. 1. Ai zis așa, 1 pe 3, partea sa întreagă al 1 pe 3 este 0. Mm-hmm. Și partea fracțională lui 1? Partea fracțională al 1 pe 3. Nu, al lui 1, că x-ul e 1 soluția. Partea fracțională al lui 1 e 0. 0, deci egalitate. E bună, deșteaptă treaba. Eu să știi că mă pregăteam așa să fac treaba. După ce am găsit intervalul 1 pe 2, 2, vreau să probez la întâmplare una din valorile acestea. Deci, 1 pe 2 luam, să zicem. Luam pe 1 pe 2 să văd dacă verific. Și rodul pe x egal cu 1 pe 2, se întâmpla ca 2 ori 1 pe 2 minus 1 din 0, partea fracționară... Am 0 e 0? 0. Partea întreagă lui 0 este 0. Și x egal cu 1 pe 2, partea fracționară 1 pe 2... Ai 5. Nu. Partea fracționară este 0,5. E 5. Partea fracționară este 0,5, nu poți să spui că e 5. 0,5, că este vorba de un număr cuprins între 0 și 1. Mm-hmm. Și ne dădea 0 egal cu 1. 0 egal cu 0,5. E o greșeală. Și intram în panică de acum. Zboi, ceva nu...